Bună seara! Sunt Victoria Marinescu și vă urez bun venit la Victoria Lifestyle. În emisiunea trecută am vorbit despre pregătirea tenului pentru vară, pentru plajă, pentru soare, pentru mare. Cât este de importantă o pregătire, o curățare a tenului, o hidratare, pentru că tenul usucă. Nu trebuie să uităm că soarele usucă. Soarele ăsta care este atât de bun uneori poate să fie și rău, pentru că nu există nimic numai bun sau nimic numai rău. Trebuie să alegem ceea ce este bun. Și atunci, v-am spus, trebuie pregătit tenul. Există pachete speciale de pregătire a tenului pentru vară. De curățare, o curățare în profunzime, de hidratare, pentru că fără o curățare în profunzime nu avem cum să ne bronzăm frumos. Tenul nu se poate bronza decât cu pete. Și o hidratare, pentru că soarele usucă, marea usucă. Și ăsta este motivul pentru care noi trebuie să avem o hidratare. Există tratamente profesionale pentru ten, am vorbit despre asta. În această emisiune vreau să vorbim despre pregătirea corpului pentru vară, pentru plajă, pentru că fiind vară nu ni se vede numai fața. Iarna, toamna, suntem îmbrăcate în paltonașe, în pardesie, ni se vede numai fața. Ei, acum ne expunem tot corpul. Ăsta este motivul pentru care trebuie să ne pregătim și corpul pentru vară. Mergem în costume de baie, mergem în sandalete, mergem în rochii subțiri de vară, corpul se vede. Cu ce începem? Evident, cu o curățare, cu o exfoliere, pentru că trebuie să curățăm foarte bine pielea ca să putem să ne bronzăm frumos. Exfolierea asta puteți să o faceți și acasă. Poate să o facă fiecare. Se amestecă puțin zaț de cafea și se face un masaj. Zațul se amestecă cu, imediat vă spun, cu zahăr brun. Da. Zaț sau zaț moale, cu un pic de apă și se face un masaj. Masajul se face cu o lufă, vă amintiți, erau la plafar înainte, sau cu o perie, nici foarte aspră, pentru că nu trebuie traumatizat pielea, cu un burete puțin mai aspru, nu un burete foarte moale, sau mai poate fi făcut această exfoliere, acest scrub, tot acasă, cu mălai și cu iaurt. Și se aplică cu mișcări circulare, întotdeauna începem de la picioare, întotdeauna de jos în sus. Se curăță pielea moartă, pentru că nu ai cum să adaugi ceva frumos, un bronz frumos, pentru că și bronzul ăsta este un strat, este o colorare. Nu ai cum să adaugi decât pe o piele curată, perfect curată. Și atunci, după ce se face o exfoliere pe tot corpul, cu mișcări circulare, ușor, ușor, se aplică acest scrub de zaț de cafea, de zahăr brun, de mălai. Și ușor se aplică, după care se pune dușul. Faceți un duș. O să vedeți cum se curăță. Să vedeți ce frumos rămâne pielea. Există o mulțime de produse speciale de exfoliere și în comerț. Eu v-am spus ce puteți să faceți singure acasă, la duș, fără să aveți un produs special. Există și geluri de duș de exfoliere. Dar depinde ce vreți să folosiți. Dacă le aveți, folosiți produsele care le aveți din comerț. Dacă nu, o cafea, ce rămâne zațul de la cafea de dimineață, îl aplicați pe corp și o să vi se lumineze tot corpul. După duș, după exfoliere, faceți un duș, nu foarte fierbinte, faceți un duș călduț și se aplică o cremă, o hidratare, un lapte de corp, un ulei, trebuie hidratată. Tot corpul trebuie hidratat înainte de expunerea la soare. Pentru că stând foarte mult la soare, noi aplicăm factori de protecție, am vorbit despre asta, dar tot se usucă. Tot se usucă pielea și atunci trebuie hidratat astfel încât noi să pornim, când pornim vara la mare, când pornim la plajă, corpul să fie hidratat, să arate frumos pielea, să arate curată. Nu trebuie să ne bronzăm cu pete din acelea urâte. Pentru asta trebuie să avem o piele exfoliată și hrănită. Ăsta este primul pas, exfolierea și hrănirea pielii. Cel de-al doilea pas, epilarea. Trebuie să avem corpul epilat.
Eu v-am spus, cel mai important, eu cred că este invenția pentru femei, este cea mai tare invenție, această epilare definitivă laser. Sau o epilare definitivă. Este cea mai bună. Scap de tot stresul, de toate problemele. Deja începe să se strângă un pic ața, pentru că nu ai voie cu 3 zile înainte de epilare să mergi la soare. Nu ai voie nici 2-3 zile după să mergi să stai la plajă. Este totuși un tratament, această epilare laser. Ea curăță, mă rog, trebuie să avem picioare, mâini, fiecare știe exact care sunt zonele pe care, în care vrea să scape de această pilozitate, dar important este să nu stăm la saună înainte, 2-3 zile înainte sau la soare, foarte mult la soare, la plajă. Cu 2-3 zile înainte nu se aplică nici loțiunile de bronzare, acele loțiuni cu care noi dăm pe corp. Nu, nu ai voie, înainte de epilarea definitivă. Deci trebuie puțin timp. Știm că se face la 30 de zile, la 25-30 de zile se reface această epilare definitivă, pentru că apar alte fire de păr. Dar corpul trebuie să arate frumos. Epilarea laser implică și ea niște atenționări. Imediat după ce ai făcut epilare, nu pleci direct la plajă. Nu pleci la mare, nu-ți faci epilare cu o zi înainte să pleci la mare și te expui la soare. Deci, este nevoie de o perioadă de pregătire. Acum, într-adevăr, epilatoarele laser, acestea de ultimă generație, poți să epilezi și pielea bronzată. Deci se poate face epilarea și în timpul bronzării. Adică am fost la plajă, am fost la mare, m-am întors o săptămână, vreau să mai fac un tratament de epilare. E în regulă, faci acest tratament, dar intensitățile vor fi diferite. Pentru că se va face epilarea, știți că se reglează acolo în funcție de ten, de intensitate, de frecvență. Intensitățile vor fi diferite pe pielea bronzată. Ai voie cu aceste ultimele tipuri de epilatoare laser, ai voie să epilezi și pielea bronzată, dar cu alte energii. Da? Deci putem să și pe ultima 100 de metri, putem să ne facem o epilare completă, astfel încât să avem corpul frumos. Bun, punctul 3. Pedicura. Tot anul ne îngrijim de manicură. Să avem unghiuțe frumoase, să ne arată mâna bine, dar pedicura suntem cu cizme, cu pantofi, cu șosete, cu ciorapi. Nu prea, e cam cenușăreasa. A venit momentul să treacă în prim plan. Trebuie să ne ocupăm de pedicură. Și nu numai de ojă. Pedicura nu înseamnă doar să dăm unghiile cu ojă. Înseamnă o curățare. O curățare a călcâiului. O curățare, vedeți, dacă mai aveți bătături, dacă mai sunt mici probleme. E foarte simplu, puteți să faceți și acasă. Țineți picioarele în apă caldă, cu puțin gel de duș și o lingură de bicarbonat, să vedeți ce frumos se curăță picioarele după care aplicați o cremă. Frumos este să dai o formă a unghiei, să ai călcâiul frumos. Asta înseamnă pedicură, nu doar să dăm cu o ojă colorată acolo pe unghi. Deci, poți să faci acasă. O dată pe lună, dacă te ocupi de această curățare și această pedicură, ar fi bine să fie puțin mai des, dar mă rog, și o dată pe lună este bine să te îngrijești de pedicură. Pentru că nu numai că mergem la plajă, dar acum toată lumea merge în sandaletă, în papuc. Unghiile de la picioare se cunosc și piciorul se cunoaște. Pentru că pedicura nu înseamnă numai o ojă dată pe unghi. Înseamnă un picior frumos, curățat, călcâi curățat, să nu existe bătături, să nu existe un picior alb, să nu existe unghiile cioblite, deci trebuie dată și o formă a unghiei și tot piciorul curățat și după aceea dată cu o cremă. Există o mulțime de creme speciale pentru picioare, să știți. Eu ce v-am dat, tipsul pe care vi l-am dat special pentru curățarea călcâiului și a pedicurii pe care puteți să o faceți acasă, este cu apă călduță, un pic de gel și bicarbonat. Este foarte, foarte simplu. Trebuie doar să vă preocupați. Știți când am zis că duminica să ne facem o oră pentru noi, o oră în care să ne îngrijim
E, include și pedicura. De manicură nu vă mai vorbesc, că de manicură se ocupă toată lumea, da? Bun. A, suntem pe ultima 100 de metri, evident. Trebuie să apărăm în costum de baie. Mai trebuie să scădem câțiva centimetri. Nu-mi place linia cum arată. Nu, o să-mi pun eu o eșarfă, o îmi pun o roche transparentă, o roche de plajă, dar până la urmă tot o dai jos. Și atunci fiecare e mai încrezător dacă arată bine. Orice femeie în momentul în care ea simte că arată mai bine, că s-a tonifiat, că corpul ei, linia ei e frumoasă, parcă e mai încrezătoare, e mai curajoasă, e mai veselă, e mai zâmbitoare. Ei, acum, noi într-o lună de zile, nu știu dacă mai avem o lună, deja suntem în iunie. Nu? În iulie! Suntem în iulie, ce mai avem? Sunt câteva zile de mare. E, nu mai poți acum să slăbești brusc, trebuie să slăbesc în 2 săptămâni atâtea kilograme. Dar aparatele astea, că de asta s-a inventat tehnologia asta, să ne ajute să putem să scădem în kilograme, să putem să ne tonifiem corpul, să putem să dăm o linie frumoasă a musculaturii, pentru că toată aparatura asta de remodelare corporală pentru asta este făcută. Pentru persoane care nu au timp să meargă la sală sau au slăbit foarte mult, au ținut o dietă, un regim de slăbire și pielea se mai lasă și trebuie refăcut tonusul pielii, sau persoane care sunt puțin mai în vârstă și pielea iar s-a lăsat pentru că tonusul ăsta al pielii se lasă și el din diverse motive. E, asta fac aparatele de remodelare corporală. Nu numai că fac o reducere în centimetri, că pe noi asta ne interesează de fapt. Noi pornim, domne, să scad în centimetri, să mă încapă pantalonul, să mă încapă rochia de seară, să trag fermoarul. E, nu! Această remodelare corporală reface linia corpului. Pentru că scăzând stratul adipos, acel strat adipos care se așează fiecare în funcție de genetica ei, de ADN-ul cu care vine. Că poate să fie pe șolduri, poate să fie pe brațe, poate să fie pe pulpe, poate să fie la talie. Majoritatea femeilor în zona abdomenului așează acești centimetri. E, ăștia foarte greu, să știți că ies cu gimnastică. Și câtă gimnastică să mai fac eu, în 2 săptămâni plec la mare, nu? Și atunci, dacă există și lumea a inventat această tehnologie de remodelare, de refacere a liniei, a tonusului, pentru că se reface și tonusul pielii și tonusul corpului, numai că linia urmează linia mușchiului și asta dă o tinerețe, o vigoare, altfel arată o piele care este tonifiată și pregătită pentru mare. E, și pentru asta au inventat, că de asta s-au inventat aceste tratamente și aceste aparate de remodelare corporală. Astfel încât în timp scurt tu să-ți revii la o anumită linie intensiv. Noi așa suntem. Nu știu dacă numai noi românii suntem cu îngrășatul porcului în ajun. Dar, în general, avem atât de multe pe cap și atât de multe de făcut, că zic, domnule, lasă că mă pregătesc eu atunci, înainte să plec la mare, înainte să plecăm în concediu, îmi fac niște tratamente de remodelare și îmi revin. Ăsta este adevărul, că nu mai e altceva. Ce să faci? Cum să scad acum? Cum să-mi refac tonusul? Cum să-mi refac linia corpului și să scad de aripioarele astea, de celulita asta nesuferită? Tare nesuferită e celulita asta. E, și atunci apelez la aceste proceduri de remodelare corporală. În regulă, odată ce linia a devenit frumoasă, celelalte ne-am îngrijit de ele, de exfoliere, de pedicură, de manicură, de tot ceea ce înseamnă îngrijirea noastră de păr, să nu uitați că și părul se usucă și părul trebuie hrănit. Deci sunt foarte multe puncte pe care trebuie să le bifăm înainte să plecăm. Dar important este să simți tu, dom'le, eu m-am pregătit pentru mare. Nu numai că mi-am pregătit costumul de baie, mi-am pregătit pălăria, ochelarii, pentru că să știți că ochelarii de soare nu ajută numai ochiul. Deci și în jurul ochiului să nu apară riduri. Acest soare pe care noi îl iubim atât de mult și acest bronz pe care ni-l dorim atât de mult nu este foarte, foarte bun din toate punctele de vedere pentru pielea noastră, pentru tenul nostru. Ăsta este motivul pentru care trebuie să folosim aceste creme cu factori de protecție. Tot timpul, indiferent. Folosiți creme cu factori de protecție, folosiți creme de protecție solară, folosiți...
știu, ne place să fim bronzate, ne place, dar urmele se văd. Și exact, știți cum se spune, până la 20 de ani ai fața pe care ți-a dat-o de Dumnezeu. După 20 de ani ai fața pe care o meriți și corpul pe care îl meriți. E, haideți să ne ocupăm puțin și să ne îngrijim de corpul nostru și de fața noastră, astfel încât să ne fie drag când apărem pe plajă, să nu să stai să te jenezi, auleu, am aici o aripioară, auleu, nu mi-am făcut pedicura, nu. Nu, nu e foarte greu, nu e foarte mult. Tot ceea ce v-am spus eu, tot tratamentul de pregătire înainte de plajă, poate să dureze o oră, o oră și jumătate. O exfoliere, o hidratare, o pedicură, o mască de păr. La tratamentele corporale, să știți că nu durează mai mult de o oră, o oră și jumătate. Un tratament pe zi poți să faci dacă ești strânsă cu ușa și, domne, trebuie să plec într-o săptămână, atunci iei un pachet complet și faci un tratament odată la două zile sau în fiecare zi, că există foarte multe proceduri care pot fi făcute și în aceea zi. Deci există proceduri ce pot fi făcute în aceea zi. Deci poți să ai o scădere în centimetri, să ai o refacere a liniei corpului, că de-aia se numește remodelare corporală. Deci poți să faci asta și într-un timp un pic mai scurt. Poți să-ți refaci. Cât să mergi tu la sală, cât să slăbesc, cât să nu mănânc, ca să... Hey, există aparatele astea atâta vreme cât ele există, cineva le-a inventat, le-a folosit și ele sunt bune și dau rezultate, de ce să nu te folosești de ele? Bun. Și ca să arătăm frumos, că asta este ideea, să arătăm frumos, ne bucurăm de vacanța asta care vine, că de-aia așteptăm atât de mult vara, să mergem la mare, să mergem la plajă, să mergem, poate unii vor să meargă la munte. Oricum, toată lumea vrea să se bucure de soare. Zilele astea, nimeni nu mai prea vrea să se bucure de soare, că suntem așa de terorizați de schimbările astea. Ba plouă, ba e soare, iar plouă cu soare. Deci este soare și frumos afară și deodată auzi picături, plouă. Deci ne-a cam zăpăcit vremea asta, dar oricum tot trebuie să plecăm. La mare tot plecăm, undeva plecăm noi și ne bucurăm de soare și de un soare frumos. Trebuie să termine și ploile astea până la urmă. Și să fie așa o vară mai de mijloc, nici prea prea, nici foarte foarte, da? E, și cum toată lumea pleacă la... pleacă în vacanță, că nu știu dacă pleacă toată lumea la mare, la ocean, în insule, fiecare pleacă după buget sau după condiții, după familie, că fiecare în funcție de ce situație are, unde își dorește să meargă, pleacă în vacanță. Și ce face toată lumea în vacanță? Fotografii. Și trecem la partea a doua a emisiunii. Cum să arătăm bine în fotografii? Și eu am scos 10 trucuri care sunt extrem de simple și extrem de ușoare, care ne ajută să arătăm bine în fotografii. De câte ori, spuneți cu adevărat, de câte ori nu ați fost, ați venit din vacanță, ați venit dintr-o excursie, ați venit de la o petrecere și ați văzut fotografia. Vai, dragă, dar ce rău arăt, dar eu nu arăt așa. Vai, ce rău m-a scos, nu-mi place deloc cum m-a scos. Nu-mi place fotografia asta și mai rău te enervezi, de, în loc să ai o amintire plăcută, dar eu mi-amintesc că arătam bine, eu mi-amintesc că m-am simțit bine. Și uite în fotografie cum am ieșit. Ei, și atunci am ales 10 tipsuri, 10 trucuri prin care să arătăm bine în fotografie. Sunt foarte simple. Asta vă poate spune orice fotograf și orice fotograf ține cont de el. Dar acum toată lumea este fotograf, propriu fotograf, pentru că toți avem telefoane mobile și toți facem fotografii. Și atunci, cum noi suntem și fotografi și personaje din fotografii, trebuie să le știm și pe una și pe alta. Bun. Și acum, primul punct. Înainte să fii fotografiată, înainte să fii pozată, înainte să fac acolo click, în primul rând feliți-vă de blitz. Deci blitzul schimbă culoarea pielii, îți face o piele mai gălbuie, deci feliți-vă de blitz. Ocoliți blitzul, cât se poate ocoliți blitzul. Înainte să-ți facă fotografia, ia-ți câteva secunde, nu durează mult, câteva secunde în care tu să închizi ochii și să te relaxezi. Că asta durează câteva secunde să închizi ochii, să te relaxezi și să iei lumina în tine. Să simți, acum luminez. E, abia după aceea deschizi ochii. Și
încearcă să nu râzi numai cu gura. Pentru că în momentul în care se face o râne, say cheese, și toată lumea, ei, nu. Încearcă să râzi cu toată fața, să te bucuri cu toată fața, nu numai cu gura, trebuie să te bucuri cu ochii, cu toată fața. Sunt frumoase fotografiile în care toată lumea zâmbește, toată lumea e veselă, dar este veselă cu totul, nu este veselă numai... Deci parcă ești... Nu, trebuie să râzi, dar să simți că te bucuri cu totul. Deci, câteva secunde, închizi ochii, te vizualizezi pe tine, după care îți dai seama că te bucuri. Fac o fotografie asta pentru că mă bucur, pentru că mă simt bine, pentru că îmi place aici unde fac fotografia. Am văzut un copac frumos, o stradă frumoasă, un magazin. Este ceva frumos, este un om pe care îl iubesc lângă mine și te bucuri. E, asta trebuie să se vadă în fotografii, asta trebuie să rămână în amintirile tale. Și roagă-l pe cel din fața ta, cel care îți face fotografie. Te rog frumos, nu faci o singură fotografie, fă mai multe. Că sunt atât de multe poziții pe ecranul telefonului, în telefon poți să faci o mulțime de fotografii, astfel încât tu să poți să-ți alegi. Deci nu îi spune, fă-mi și mie o fotografie. Nu, fă mai multe, apasă de mai multe ori. Și tu îți alegi. Să nu credeți că manechinele și fotografiile pe care atât le vedem noi, ele se așează direct și... Ei nu, sunt fotografii lucrate, sunt puse lumini, sunt o mulțime de specialiști și după aceea sunt lucrate. Deci nu numai atunci pe loc. Punctul 2. Bun. Punctul 2. Dacă nu te simți îndeajuns de prezentabilă, dacă ți se pare, domne, sunt obosită, sunt după o petrecere și ăștia fac fotografii, ce fac? Puneți ochelari de soare. Deci să observați că ochelarii de soare sunt un truc extraordinar. Îți acoperă, ai cearcăne, simți că ești obosită, am riduri, puneți ochelarii de soare. Imediat ți se va schimba fața. Alegeți-vă întotdeauna ochelari de soare potriviți pentru fața voastră. Dacă aveți față rotundă, alegeți-vă ochelari pătrați, sunt atâtea forme, ochelari dreptunghiulari. Aveți față ovală, alegeți-vă ochelari în formă de ochi de pisică. Aveți față pătrată, că există și persoane care sunt foarte frumoase și totuși forma feței este pătrată. Alegeți-vă acei ochelari rotunzi, sunt atât de multe modele. Alegeți-vă ochelari de soare care să vă avantajeze și folosiți-vă de ei întotdeauna. Ochelari de soare și o pălărie vă vor scoate din multe belele. Punctul 3. Când ți se face o fotografie în picioare, ești în picioare, vrei lângă un copac, lângă să-ți facă o fotografie, nu te așeza pe două picioare ca și cum pornești la luptă, nu. Întotdeauna, din partea din care ți se face fotografia, piciorul ăla flexează-l puțin în față. Lasă-ți toată greutatea pe piciorul din spate sau pe celălalt picior și celălalt flexează-l. Nu sta cu amândouă picioarele apropiate, stai dreaptă din față. Nu. Tot timpul găsește-ți, mișcă-te puțin. Găsește-ți o poziție ca și cum ai fi relaxată. Nu trebuie să fie ceva forțat să faci tot felul de eschibiții. Dar fii puțin relaxată, nu te încrâncena, nu? Fii relaxată. E, și această relaxare se vede din poziția ta. Niciodată, dacă fotografia ți se face din față, nu sta drept cu fața. Deci privești drept ca și cum ți-ar face fotografie de buletin sau de pașaport. Mișcă puțin capul, foarte puțin, dar întotdeauna nu pierde contactul cu camera, nu pierde contactul cu aparatul foto, din privire. Tu poți să miști puțin corpul. Am zis, flexezi puțin un picior, lași toată greutatea pe unul singur, nu ții mâinile apropiate pe lângă corp să fii un calup acolo. Mâinile apropiate, picioarele apropiate și stai țeapănă în față. Nu. Mișcă-te ușor. Întotdeauna, dacă faci fotografii în picioare, să faci unghiuri. Unghiuri prin care să treacă lumina. Vă amintiți înainte cum se făcea cu o mână în șold? Ei, nici chiar cu o mână în șold. Poți să pui o mână în buzunar, astfel încât să treacă lumina. De aia și spun de piciorul flexat, să treacă lumina. Nu trebuie să fii un calup complet. Deci asta este foarte important. Dacă stai jos, ai o fotografie în care stai pe un fotoliu, stai pe un scaun, stai pe un șezlong, niciodată nu sta cu picioarele drept, adunate în față. Pentru că picioarele tale vor părea imense, fiind din față. Tot timpul îndoaie-le într-o parte, flexează-le într-o parte.
și ține piciorul întins. Vă amintiți de fiecare dată când vedem balerinele cât sunt de grațioase, cum au vârful întins? E, acel vârf întins prelungește linia gleznei și va arăta piciorul mult mai frumos. Deci niciodată nu sta cu picioarele drept în față, dacă îți faci o fotografie stânjos. Întotdeauna înclină-le lateral și întinde vârful. Și în picioare, dacă stai, am zis cu un picior flexat, întinde vârful în față. Piciorul va părea mai lung. Dacă ți se face fotografie, roagă-l pe cel care îți face fotografia, care ține telefonul, să nu o țină la nivelul feței tale, să o țină puțin mai jos. Puțin mai jos, astfel încât să pari mai înaltă. Sunt așa niște trucuri micuțe și sunt așa de mare efect, sunt foarte, foarte simple. Dar sunt foarte importante ca să arătați bine în fotografie. Pentru că foarte multe lume arată foarte bine în realitate și în fotografie arată groaznic. Pentru că nu ține cont de aceste mici trucuri. Și acum, cum toată lumea este fotograf, toți suntem fotografi, trebuie să știm aceste mici reguli de bază, astfel încât să dăm bine în fotografie. Dacă faci fotografia în interior, niciodată să nu stai cu fața la lumină. Lumina tare bătând pe față nu te flatează, nu te avantajează. Îți scoate în evidență toate imperfecțiunile feței. Nimeni nu are față perfectă. Nu există o persoană care să fie perfectă din toate punctele de vedere. E, așează-te în dreptul luminii, contrajur, cum se spune. În dreptul luminii, astfel încât să te flateze lumina. Cele mai frumoase fotografii și cele mai reușite vor fi cele făcute după amiaza sau dimineața, pentru că lumina este mai blândă, mai caldă. Și dacă faceți în timpul zilei, așteptați un pic să intre soarele în nori, atunci faceți fotografia. Nu uitați, puțin mai jos, țineți camera, telefonul, puțin mai jos. Sau rugați-l pe cel din față. Rău frumos, nu-mi face din dreptul feței să-mi iasă o față mare și un corp mic. Puțin mai jos. Nici jos de tot să coboare, să-ți facă de jos de tot, pentru că o să-ți pară niște picioare imense și un corp mic. Mai ales dacă stai jos. Deci dacă stai jos și cineva îți face o fotografie de jos, deci mai, trei sferturi din fotografie vor fi picioarele și în spate va fi un cap micuț, micuț. Nu. Tot timpul fotografia, aparatul foto, camera, telefonul, trebuie să fie puțin mai jos de nivelul ochilor. Și întotdeauna nu faceți fotografie strict din față. Mișcați-vă puțin. Puțin capul, puțin corpul. Și păstrați contactul, astfel încât să nu vă iasă numai fața mare și corpul, mâinile lipite, picioarele lipite, nu vor arăta bine. Ajutați-vă de foarte mult de lumină. Ajutați-vă de un pic de machiaj. Acum, dacă ești la mare, normal că nu o să faci și nu o să mergi machiată sau nu o să îți pui diverse tone de machiaj, de rimel, de farduri pe față. Nu! Dar ajută-te de lumină. Lumina este foarte, foarte importantă în fotografii. Și poziția ta. Să nu faci o fotografie, dacă ai pieptul un pic mai mare, să faci o fotografie strict din lateral. Vei arăta tot timpul puțin răsucite și faceți unghiuri. Doamnele frumoasele, îngrijiți-vă, e foarte simplu. V-am zis, sunt câțiva pași ca să arătați perfect. Puteți să fiți perfecte, de fapt sunteți perfecte. Eu sunt convinsă că sunteți perfecte, doar să vă dați puțin ajutor, astfel încât să vă simțiți și mai frumoase și mai luminoase. Îngrijiți-vă, mergeți la tratament, faceți-vă acele tratamente de care v-am zis, pregătiți-vă tenul și corpul de mare. Îngrijiți-vă, aranjați-vă, este foarte simplu, totul poate, deci puteți să vă faceți și manicură și pedicură, puteți să vi le faceți acasă, nu e o problemă. Și părul hrănit, există o mulțime de trucuri. Și să arătați bine în fotografii. Aștept să-mi trimiteți fotografii din vacanță cu trucurile pe care vi le-am dat și vă urez ca săptămâna următoare să fie fabuloasă. Și acum o seară frumoasă și vă aștept și sâmbăta viitoare la 18:30 la Victoria Lifestyle. O seară minunată!